Sala sporturilor John C. Hardy a găzduit sâmbătă prima ediție a Campionatului Național de Fotbal Mixt, o competiție organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și dedicată adolescenților din Sistemul de Protecție Specială. La start s-au aflat patru echipe, DGASPC Giurgiu, DGASPC Călăraș, DGASPC Prahova și DGASPC Teleorman. Competiția a beneficiat de implicarea Asociației Județene de Fotbal, în timp ce la festivitatea de deschidere au încântat asistența majoretele Centrului Cultural Ion Vinea. De asemenea, lovitura de începere a partidei dintre Giurgiu și Teleorman a fost dată de legendarul Narcis Coman. Competiția a fost una extrem de echilibrată, câștig de cauză având echipa din Călăraș cu 7 puncte acumulate în cele 3 partide. Pe 2 s-a clasat Giurgiu cu 6 puncte, pe 3 Prahova 4 puncte, iar pe 4 Teleorman 0 puncte. Organizatorii și sponsorii acestora au acordat medalii, diplome și cupe, dar și premii în produse de igienă, rucsacuri și mingi. Totodată au fost acordate și premii individuale pentru jucătorul turneului, cel mai bun portar, cel mai bun marcator și cel mai tânăr jucător.